Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom afla povestea unui campion național de planorism. Haideți să-l cunoaștem pe Norbert Scarlat. Are 24 de ani și este unul dintre cei mai buni planoriști ai României. Norbert Scarlat a aflat de mic tainele zborului și ne povestește și nouă cât de minunat este acolo, în aer. La vârsta de 10 ani am început să practic aeromodelismul, iar fiind toată ziua pe acest câmp și văzând planoarele cum decolează, mi-am dorit mult să zbor și eu și să cunosc tainele planorismului. Aeromodelismul se practică de la sol, pilotul de aeromodel este tot timpul cu picioarele pe pământ și se joacă prin aer cu un fel de jucărie, să le spun așa. Practic nu era nicio senzație. Exact, nicio senzație. Și atunci mi-am dorit mult să văd ce se întâmplă în aer, ce se întâmplă cu curenții ascendenți pe care îi foloseam cu aeromodelul, să cunosc aceste senzații. Și cum a fost prima dată? Cum a fost primul zbor? Primul zbor cu planorul a fost ceva de vis. Senzația care am trăit-o la decolare a fost ceva diferit față de decolările cu un avion obișnuit, că înainte mai zburasem cu avionul, dar decolarea la planor este diferită, cel puțin cea de la motor, care este mult mai abrupt. Am avut oarece emoții, dar mi-a plăcut foarte mult și mi-am dorit ca la vârsta de 16 ani să mă întorc și să mă apuc de zbor. Câți ani aveai când ai zburat prima dată? Prima dată cu planorul aveam 11 ani, am zburat ca pasager. Și nu ți era frică deloc? Absolut deloc. Ce senzație e când ești acolo în aer? De libertate, de liniște, vezi absolut totul, perspective noi pe care nu le vezi când ești cu picioarele pe pământ. Planorul este practic un avion fără motor sau știu da. Bine? Da, da. El planează tot timpul. Este remorcat de un automosor sau de către un avion, iar apoi, datorită curenților, se poate menține în aer ore întregi. Și nu e greu de manevrat? Nu, nu. Ca să înveți să pilotezi un planor, ai nevoie de
10 ore de zbor, mai puțin decât la o mașină. Tu câte ore ai avut când ai zburat prima dată? Când mi-am luat licența de pilot de planor, am avut 12 ore de zbor. Și iar acum? Iar acum am aproape 900. Asta este mult, puțin? Este destul de mult, dar datorită faptului că sunt în membrul echipei naționale și zbor foarte mult, antrenamente și competiții. Nu e un sport periculos? Are un oarecare grad de dificultate și de risc, mai ales că într-o competiție zboară de la 50 de planoare până la 100 de planoare și că zboară foarte aproape de ele, unul de celălalt, și trebuie să te uiți tot timpul afară, să nu te ciocnești cu altcineva, să fii mereu atent. S-au întâmplat și accidente? S-au întâmplat, dar tot timpul porți o parașută și în caz că e ceva, poți sări. Noi... Tu te-ai confruntat cu tot felul de evenimente neprevăzute? În... Deocamdată nu și nu-mi doresc. Am încercat să fiu mereu atent și să zbor tot timpul în siguranță, să nu se întâmple nimic grav. În timp, Norbert a început să își încerce norocul și în competiții de planorism. Prima mea competiție singură a fost în 2011, la Campionatul Național de Juniori, unde am luat locul întâi. Iar apoi am fost introdus în lotul național de planorism și au început antrenamentele serioase pentru viitoarele competiții. Antrenamente serioase înseamnă ce? Cât timp te antrenezi? În general se organizează cantonamente în diferite locații în țară de câte două săptămâni, două, trei săptămâni, după aia o pauză și iar următorul cantonament și tot așa. Tu ai propriul planor? Nu. Planoarele sunt ale Aeroclubului României și zbor pentru Aeroclubul României. Cât sunt în lotul național? Câți oameni? Câți tineri? În jur de 10 piloți. Și participă și la noi, participăm și la concursuri internaționale. Suntem buni? Nu suntem chiar așa buni, dar încercăm să ne antrenăm și să evoluăm cât mai mult. Iar rezultatele de anul acesta s-au văzut datorită eforturilor care le-am pus în ultimii ani. Anul acesta ce rezultate internaționale avem? Eu am reușit să iau locul 11 la Campionatul European de Planorism din Ungaria. Am luat locul 16 la Campionatul Național al Ungariei și deocamdată cam atât. Acestea sunt posibilitățile pentru a participa la competiții externe. Planorismul este un sport costisitor, iar în România nu s-a investit foarte mult în el, așa că nici rezultatele de la competițiile internaționale nu sunt extraordinare. Se zboară destul de puțin la noi în țară și nu avem o tradiție foarte mare în planorism, precum are Germania, și pentru că este un sport foarte costisitor. Este unul dintre cele mai costisitoare sporturi din lume. În ce se investește? În ce trebuie investit în acest sport? În planoare, în piloți, în să le dai cât mai mult să zboare, să acumuleze experiență. Este un sport în care experiența contează foarte mult. Ca să ajungi un campion mondial, probabil durează 10 ani de activitate până să ajungi acolo. Unde sunt locuri unde se antrenează planoriștii în România? Cel mai des ne antrenăm la Brașov, pentru că acolo aerodromul este mult mai aproape de munte, și la Craiova mai zburăm, în zona de câmpie. Mulți au pornit și de aici, de la Deva. E un lot serios și aici, nu? Așa este.
majoritatea campionilor naționali au început formarea la Deva și chiar și antrenamentele, primele antrenamente de zbor, de distanță, le-au făcut tot aici. Este o zonă foarte bună pentru planori și pentru un începător să învețe. Tu acum ești tot la categoria junior sau la ce categorie ești? Încă sunt junior până la vârsta de 25 de ani, dar particip la seniori. Și la seniori cum se desfășoară? Tot așa se desfășoară concursurile? Da, la fel se desfășoară, doar probele sunt mai lungi și mai dificile. Ce se punctează într-un concurs? Se dă un traseu pe care trebuie să-l parcurgi în cât mai scurt timp. Un traseu de câteva sute de kilometri, de la 100 de kilometri până la 400-500 de kilometri. Acum tocmai te-ai întors de la campionatul? Național, care a fost la Baia Mare, unde am obținut locul 2. Și cum a fost acolo? Câți participanți? Au cum a fost traseul? Au fost în jur de 9 participanți. Traseele au fost destul de ușoare și vremea a ținut cu noi, asta a fost important, a fost vreme foarte bună. Unde ai întâlnit cel mai frumos traseu? Mie îmi place să zbor cel mai mult la munte, datorită peisajelor. Îmi place mult mai mult decât zona de câmpie, unde aproape totul este plat și nu vezi foarte multe lucruri interesante. Nu te-ai gândit să faci o carieră în domeniul acesta? E destul de dificil, pentru că planurismul este un hobby, iar să ajungi la viața comercială necesită și mulți bani, iar mie îmi place să fac asta de plăcere, nu o carieră. Care e diferența între a conduce un avion și a conduce un planor? Să pilotezi un avion este mult mai dificil, deoarece ai mult mai multe instrumente, ai motoarele, trebuie supravegheate tot timpul, să fie în parametri, să cunoști tot felul de proceduri în caz că se opresc. Este cu totul altceva, mult mai dificil. Și care e senzația între a zbura cu un planor și a zbura cu un avion obișnuit? A zbura cu un avion mic sau a zbura cu un avion mai mare? Care sunt senzațiile? Cu planorul ești mult mai liber, te folosești mult mai mult de curenții termici. În avion, curenții ascendenți și descendenți mai mult te încurcă. În general, prefer să zbor, să fie liniște când zbor cu avionul. Când ești în planor, te folosești de acești curenți. Te și îngrijești de planorul tău sau nu e nevoie să știi astfel de lucruri? Normal, tot timpul după ce termin zborul, trebuie să-l speli, să fie curat, pentru că aripa trebuie să fie tot timpul curată pentru a da performanțele maxime ale planorului. Care sunt problemele care pot să apară la un planor? În general nu sunt probleme, mai mult riscul în competiții, că sunt multe planoare și să te întâlnești cu alții și risc de coliziune, dar dacă stai cu ochii pe afară și ești mereu atent, nu se întâmplă astfel de accidente. Se construiesc în România astfel de... S-au construit cândva, momentan nu se mai fabrică. Și de unde se aduc? Care sunt cele mai bune? Cele mai bune și la ora actuală sunt construite în Germania. Ei sunt cei mai buni constructori de planoare. Unul dintre oamenii care l-a încurajat pe Norbert să practice planorismul este comandantul aeroclubului de la Deva, Adel Ștef. Cred că sunt aproximativ 16 ani. Norbert era pe clasa 3-a. Și făcea parte dintr-un club de aeromodele. Avea instructor pe un fost comandant aeroclubului Deva, domnul Balu Ladislau. Și practica construcțiile de aeromodele în acea perioadă. L-am văzut la zbor. Chiar am participat la unele competiții ale lor și i-am sprijinit să participe chiar la competiții internaționale. Am organizat aici, văzând că echipa respectivă era extraordinar de bună,
până când au crescut din acea primă echipă, 3 elevi au fost, din câte rețin, cu care am finalizat și am înscris la planorism. Au reușit să breveteze Norbert și colegul lui care a zburat aici. Norbert și Raul se remarcaseră încă de pe atunci printre cei mai buni planoriști. Norbi, cum îi spunem noi, și Gafton e Raul. El este student la Timișoara și era unul dintre cei mai buni, se numesc aeromodeliști al celor vremuri, dar participau la o clasă de performanță, respectiv clasa F3G. Țin minte cu nostalgie clipe de fericire care le-am trăit chiar aici pe aerodrom. Au organizat două campionate europene și mai multe ediții ale Cupei Prietenie cu țări din Europa, Ungaria, Croația, în jurul de 5-6 țări erau și ei participau la aceste cupe chiar cu rezultate foarte bune. De altfel am fost la un campionat european la Osijek în Croația cu ei și de atunci timpul a trecut, au ajuns la vârsta de 16 ani și a urmat înscrierea la planorism. M-am bucurat nespus când și s-au văzut rezultatele, au fost unii dintre cei mai buni. Și iată că acum Norbi a ajuns poate la vârsta în care trebuie să valorifice tot ce a învățat în tinereță și să obțină acele rezultate, din care perspectivă. Dacă va fi sprijinit și el își aduce aportul, eu cred și îmi pun încrederea că poate să obțină rezultate chiar pe plan european deosebite. A avansat foarte mult în ultimii ani. Bineînțeles, la ora actuală este, cred eu, primul planorist al României, exceptând la vârsta și experiența lui, exceptând pe cei care au activitate mai laborioasă și mai multe competiții. Vedeți, ca să ajungi undeva spre vârful ierarhiei, trebuie să ai și această uzură a competițiilor, să fii pregătit din toate punctele de vedere și mai mult decât atât, foarte greu reziști la tensiunea concursului. Trebuie să ai o capacitate și un caracter extraordinar. Când faci zbor doar pentru performanța proprie, este ok, dar când faci într-o competiție aceste misiuni deosebite, acolo trebuie să îmbini toate calitățile și doza de risc este mai mare, fiindcă să nu uităm, zborul este totuși zbor și orice clipă și orice moment trebuie să le faci cu o siguranță și o precizie deosebită. Norbert are toate aceste calități necesare. Da, are. Un planolist. Are și cred eu că are simțul păsării, cum îl numim așa, fiindcă planolistul este acea categorie de pilot care tot timpul își calculează. Mai nou, acum avem ajutorul tehnicii și primim mult mai multe informații, dar totuși aceste informații trebuie ajustate, compilate, sintetizate și să iei decizie în baza lor. Dacă nu ai această capacitate de decizie, nu ai capacitatea să-ți creezi strategia concursului, nu obții rezultate. Cu toate că tu, într-o probă de zbor de distanță, nu faci altceva decât te întreci pe tine însuți cu natura și valorifici tot ce poate să-ți oferă curenții termici, deci ce-ți oferă natura. În afară de planorism, Norbert este pasionat și de realizarea de machete. Evident, tot aparate de zbor. N
afară de planorism, ce îți place să faci în timpul liber? Mai construiesc machete, tot de avioane, îmi place, mă relaxez, să meșteșugez câte ceva. Un planorist de nota 10, cum spunea și comandantul Adel Ștef, un tânăr cu perspectivă în acest sport. Norbert Scarlat, îți urăm succes în continuare!